Băi, lăsăm puțin deoparte jocul destul de slab al echipei. Astea le rezolvă, are cine să rezolve chestia asta, are cine să discute chestia asta, are cine să ia măsurile necesare. De-aia sunt oameni acolo care să se ocupe de lucrurile acestea. Băi, dar ce s-a întâmplat aseară și bineînțeles că presa, gata! S-a terminat. A fost acolo o mică discuție aseară, dar astăzi și-au revenit. Au primit băieții directivele, gata. A rămas doar surpriză, ultimul loc bate Rapidul, surpriza campionatului, nu știu ce, nu știu cum. Băi, dar ce s-a întâmplat aseară, și asta nu trebuie sub nicio formă trecută cu vederea, este cea mai mare japcă de la Savaniu la Grigorescu încoace. Și știți de ce? Poate că importanța nu e așa, poate că e un joc la mijlocul campionatului, poate nu știu ce, poate nu știu cum. Dar nu este prima oară, unul la mână, iar a doua la mână este pe față. Deci mesajul e clar. Nu vrem! Nu vrem și dacă nu vrem, nu vrem! Punct! Puteți voi să puteți, să aveți pretenții, să vă doriți, să fiți capabili, să fiți în stare. Dacă noi nu vrem, nu vrem și gata. Este cea mai mare japcă pentru că a fost făcută intenționat. Nu e nepricepere, nu e necunoaștere, nu e incompetență, nu. E pe față, mai ales că nu e prima oară când se întâmplă. Bă, până acum ziceam în felul următor. Bă, e clar, băieții trebuie să luptăm și împotriva chestiilor astea, pentru că dacă se interpretează, e clar că sunt tratate fazele împotriva noastră. Bă, dar aici nu mai e ce să mai interpretezi. Aici nu mai ai absolut nimic ce să interpretezi. Aici a fost clară execuție pe față. Nu vrem să luați campionatul. Nu vrem să... Nu vă vrem acolo sus. Trebuie să pierdeți. Și prin asta luptăm împotriva voastră pe toate fronturile. N-ați văzut că ne fac echipa federației? Cum o să fim noi? Când vreodată am fost noi echipa fed? Când? Când? Na. Am vrut să fac live-ul la, live, că nu e live. Nu e înregistrat. Am vrut să fac asta, filmarea asta am vrut să o fac aseară, dar am zis că e prea la cald. Am zis să o mai las să fie... să mai treacă noaptea, că știți cum se zice, noaptea e un sfeșnic bun. Dar oricum mai dau. Oricum ai întoarce-o pe toate fețele. Nu ai cum să nu vezi cu ochiul liber că suntem, bă, jepcăriți cum n-am fost niciodată. Pentru că, așa cum am zis, atunci, hai, mai ziceai, Grigorescu n-a văzut gol 3 metri în poartă. Hai, n-a văzut, să uita, să gândea la altceva. Cine știe la ce se gândea, venea vacanța, era... Se apropia vara, se gândea la concediu, la chestii, dar n-a văzut. La Savaniu, bă, a intrat puțin așa, dar hai și acolo era... Că a dat Enzo la Bacău, hai, astea le mai zici cum le mai zici. La fel, și în cazul ăsta, noi am fost fraierii fraierilor să pierzi la Craiova în ultima etapă în condițiile alea. Dar asta este iar treaba noastră. Tu dă-mi golul ăla pe care l-am dat. De ce nu mi-l dai? Deci, clar, clar, a început să vă așteptați la mai rău. Va fi mult mai rău. Așteptați-vă la chestia asta. Așteptați-vă la suferință. Așteptați-vă la o suferință că abia acum începe. Dar noi suntem obișnuiți, suntem căliți, rezistăm. Iar la final, când va fi să fie, victoria va fi mult mai dulce în condițiile astea decât ar fi fost în condiții normale de corectitudine. Atât cerem, corectitudine. Dar nu se poate. A, e, ne asumăm, mergem mai departe. Și vă zic ceva, un lucru. Noi rapidiștii nu ne plângem, nu ne temem, dar constatăm și noi lucrurile astea
și vi le arătăm. Ca să vadă toată lumea că unu, Rapid nu e echipa federației și ca să vadă toată lumea că vechile practici nu au încetat. A fost o japcă, un furt ordinar pe care l-a văzut toată țara. Toată țara a văzut furtul ăsta ordinar. Da, Victoria Chindiei, jos pălăria. Jos pălăria, Victoria Chindiei. Sper să se salveze Târgoviște, dar sper să-și facă și stadionul, să joace la ei acasă, pentru că Târgoviște este un oraș extraordinar. Merită să fie în prima ligă, dar aseară a fost japcă. A fost japcă, pe față. Ne mai auzim. Pa!